Laptele ne pune în pericol sănătatea. Da, exact, laptele. În magazinele din România a fost descoperit la vânzare lapte cu antibiotice. Rezultatul a fost confirmat de un laborator de specialitate, iar autoritățile au intrat în alertă. Se fac controale în toată țara, pentru că alimentele cu antibiotice sunt extrem de periculoase pentru sănătate. Infecțiile devin tot mai greu de tratat. Are antibiotic? Mă interesează dacă acest lapte provine de la vaci tratate cu antibiotic. Vacile tratate cu antibiotic? Da, mă gândesc că nu este, vă dați seama, pentru că vin și cumpără și pentru copii. Vin oameni să cumpără pentru copii? Da. Și nici o secundă părinții nu-și imaginează la ce risc își pot expune copiii și pe ei înșiși. Vânzătorul din imagine își vinde marfa într-o piață din capitală. Lapte proaspăt, de la o fermă din apropiere, vândut în sticle de plastic. De cât de laptele? Dimineața la ora 7. Da. I-ați făcut buletin de analiză? Da, are buletin de analiză. Când i-ați făcut? Acum 2 săptămâni. Păi eu mă întrebam dacă laptele ăsta are analizele făcute. Nu are analizele făcute, iar cele efectuate în urmă cu 2 săptămâni nu pot garanta că laptele recent colectat este și bun de consumat. Un simplu test în laborator poate demonstra că un aliment se poate transforma cu ușurință într-un pericol pentru sănătate. Am cumpărat și noi lapte de la dozator și lapte din magazine, pentru care am vrea să facem niște analize de antibiotice. Rezultatul este unul cutremurător. O probă de lapte analizată conține reziduuri de antibiotice. Au fost prelevate în mod aleatoriu 16 probe de lapte, iar o singură probă a rezultat ca fiind pozitivă în ceea ce privește conținutul de antibiotice. Foarte grav, avertizează specialiștii. Consumate în mod frecvent, alimentele cu reziduuri de antibiotice provoacă ceea ce se numește în termeni medicali biorezistență. Mai exact, persoanele care mănâncă astfel de alimente devin rezistente la antibiotice. Ceea ce va face că atunci când pacient, persoana respectivă sau persoanele din familia respectivă sau din anturajul respectiv vor dezvolta o infecție, acea infecție ar putea să fie o infecție cu o bacterie devenită rezistentă la acel antibiotic. Atunci când ai nevoie să folosești un antibiotic, acesta nu-ți mai face efectul. Creșterea rapidă a numărului bacteriilor rezistente la antibiotici reprezintă una dintre cele mai mari probleme de sănătate la momentul actual, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Autoritățile de la București au dispus deja controle în toată țara și au depistat deja antibiotice și în alte alimente decât laptele. Este un semnal de alarmă, tocmai de aceea noi am întocmit acest program național de control al reziduurilor. Antibioticele pot ajunge în lapte prin 2 modalități, fie prin furaje în care fermierul pune preventiv antibiotice sau tratamentul cu antibiotice făcut animalelor bolnave. Legea interzice în acest caz vânzarea laptelui pe piață. Laptele de la un animal tratat cu antibiotic poate fi comercializat abia după 2-3 săptămâni de la finalizarea tratamentului. Este inconștiență. Aici este vinovat atât fermierul, pentru că a vândut laptele de la un animal care a fost tratat, care era bolnav. Este vinovat și procesatorul pentru că a preluat lapte. Prin fierbere nu se distrug reziduurile de antibiotic. În România se fac 300 de analize într-un an pentru depistarea antibioticelor în lapte. În Germania, spre exemplu, se efectuează 300 de analize pe lună. Peste 100.000 de persoane mor anual în Statele Unite ale Americii din cauza infecțiilor intraspitalicești, arată cele mai recente studii. Cele mai multe infecții sunt cauzate de bacterii rezistente la antibiotice. Închipuiți-vă ce ar însemna să dați copilului dumneavoastră în fiecare zi lapte cu antibiotice. Îi dați lapte, un produs recomandat de toți specialiștii, dar în realitate l-a ajutat să devină rezistent la antibiotice. Mai grav este că în cazul unei infecții grave, tratamentul nu-și mai face efectul și nu știți de ce. Așa că mare atenție cu ce alegeți să vă hrăniți. Pentru Observator, Oana Ștefan și Radu Mocanu. Mâine, la Observator, vedeți în exclusivitate cum în România se vând dulciuri care pot provoca sindromul ADHD la copii.